Guvernul a aprobat în ședința de astăzi proiectul de lege privind extinderea termenelor de valabilitate a pașapoartelor la 10 ani în cazul persoanelor care au împlinit vârsta de 25 de ani și la 5 ani pentru cei cu vârste între 12 și 25 de ani. Pentru cei cu vârsta de până în 12 ani, pașaportul simplu electronic va fi valabil 3 ani. Măsurile cuprinse în proiectul de lege vizează fluidizarea activității serviciilor de pașapoarte prin scăderea numărului de solicitări pentru eliberarea documentelor, anunță reprezentanții executivului. Persoanele care, din orice motive, nu doresc eliberarea unui pașaport simplu electronic, pot solicita eliberarea unui pașaport simplu temporar, care le va fi eliberat în intervalul în care se emite pașaportul simplu electronic. Pentru situațiile în care se solicită eliberarea unui pașaport simplu temporar în scopul deplasării minorului în străinătate, mai exact pentru studii sau concursuri oficiale organizate de instituții străine, a fost eliminată obligația ca documentele doveditoare să fie autorizate de o autoritate administrativă română. Un copil care merge la un concurs internațional poate veni cu dovada că merge la concurs. Nu trebuie să existe celebra ștampilă, a mai anunțat reprezentanții guvernului.